Jocurile Olimpice sunt o uriașă reuniune, o sărbătoare fără frontiere. Sportivi de toate naționalitățile și culorile pielii, băieți și fete, concurează animați de sentimente sincere de prietenie și pace. Familia olimpică este imensă. Ea simbolizează familia umană, care năzuiește spre o viață mai bună, mai curată. În această familie s-a încadrat și Republica Moldova. Sportivii noștri au participat cu regularitate la cele mai prestigioase competiții ale comunității mondiale, Jocurile Olimpice. Primii reprezentanți ai spațiului nostru ajungeau la Jocurile Olimpice în anul 1960. La Olimpiada de la Roma participau sportivii Victor Bolșov, Valentina Maslovskaya și militarul Guzman Kasanov, care a cucerit pentru Moldova prima medalie olimpică. A fost argint la ștafeta atletică 4x100 de metri. Более 100 тысяч зрителей следили за ходом состязания по прыжкам в высоту для мужчин. Планка уже на высоте 2.12. В Мельбурне она не поднималась выше, а сейчас наш Виктор Большов берет эту рекордную высоту. După 4 participări la Jocurile Olimpice, cea mai frumoasă împlinire a cunoscut-o Larisa Popova din Tiraspol, deținătoarea argintului olimpic de la Montreal, și a înscris în palmares prima medalie de aur, cucerită în ziua de 26 iulie 1980 la Jocurile Olimpice de la Moscova, împreună cu Elena Hlopțeva din Belarus, în proba de schif dublu din cadrul competițiilor olimpice la canotaj academic. În toată istoria evoluării pentru selecționatele foste URSS, cea mai reușită participarea sportivilor din Moldova a fost înregistrată pe continentul asiatic. În 1988, la Seul, au fost cucerite 6 medalii. Serghei Marcoci a luat bronzul în concursul de polo pe apă, Yuri Bashkatov argintul în componența ștafetei nautice de 4x100 de metri liber. La Seul, pentru prima dată a urcat pe podiumul olimpic un reprezentant al orașului Bălți. Timofei Scriabin a cucerit medalia de bronz la categoria de 51 de kilograme. După o întrerupere de 32 de ani, selecționata URSS de fotbal cucerește aurul olimpic. În componența echipei campioane a evoluat și talentatul jucător Igor Dobrovolski, fost elev al Liceului Internat Republican cu profil sportiv din Chișinău. Participarea excelentă la campionatele europene și mondiale de canotaj kayak canoe i-a obligat pe responsabilii echipei reprezentative a URSS să introducă în lista sportivilor olimpici pe canoiștii Nicolae Juravski din Moldova și Victor Reneischi din Belarus. Prin talentul și competența antrenorului Alexandru Kirpichenko, acest echipaj și-a asigurat supremația în acest sport pentru o lungă perioadă de timp. În Coreea de Sud, duetul Nicolae Juravski-Victor Reneischi a triumfat pe distanțele de 1500 de metri la canoe dublu, cucerind 2 medalii de aur. Olimpiada de la Seul a încheiat participarea sportivilor din Republicile Unionale în componența URSS. În scurt timp, fostul imperiu s-a destrămat și, în mod firesc, a urmat etapa fondării Comitetelor Naționale Olimpice. Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992. Primul examen de verificare pentru tânăra conducere a Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova. Fostele Republici Unionale au participat în componența echipei unificate a CSI, dar în fruntea delegațiilor s-au aflat purtătorii drapelelor noilor state independente, iar medaliștii au urcat pe podium însoțiți de imnul și steagul național. Федя, ну, дорогой мой, милый, ну, постарайся же. Ай да молодец! Ай да молодец, Федор Касапу! Вот это называется характер. Halterofilul Tudor Casapu, originar din satul Mingir, raionul Hâncești, a cucerit prima medalie olimpică de aur la categoria de 75 de kilograme după o luptă dramatică cu Pablo Rodriguez Lara din Cuba. Natalia Valeeva, inclusă în lotul olimpic în ultimul moment, a îndreptățit pe deplin așteptările. Ea a obținut 2 medalii de bronz. După Olimpiada de la Seul la Barcelona, a fost consemnat al doilea rezultat ca valoare în istoria Jocurilor Olimpice.
pe podiumul olimpic a mai urcat înotătorul Yuri Bashkatov, distins cu medalia de argint. Republica Moldova a fost printre cele 24 de țări debutante la Jocurile Olimpice, reușind să se claseze pe locul 58 din 197 de națiuni, cu argintul obținut de renumitul cuplu Nicolae Juravski-Victor Enescu la canoe dublu, distanță 500 de metri, și o medalie de bronz cucerită de luptătorul de stil greco-roman Serghei Mureico la categoria super grea. În anul 2000, lotul olimpic al Republicii Moldova a participat la Jocurile Olimpice de la Sydney. Dinamovistul Oleg Moldovan a cucerit medalia de argint în proba de tir, armă pneumatică, distanță 10 metri. Boxerul Vitale Grușac din satul Grimă-Ncăuț, raionul Briceni, a intrat în posesia medaliei de bronz la categoria de 67 de kilograme. În clasamentul pe națiuni, Republica Moldova s-a clasat pe locul 62 din 199 de țări participante. Ediția Jocurilor Olimpice de la Atena 2004 nu ne-a adus medalii. S-au obținut două locuri de top, Alexandru Bratan, locul 4 la haltere, și Victor Bivol, locul 5 la judo. După o întrerupere de 8 ani, Republica Moldova a revenit cu medalii la Jocurile Olimpice de la Beijing. Boxerul Vyacheslav Gojan din satul Grimă-Ncăuț, raionul Briceni, a cucerit medalia de bronz la categoria 54 de kilograme, cedând un singur meci disputat în compania viitorului campion olimpic, mongolul Badar Ugan Engbat. A fost o medalie care valora cât una de aur. Bravo, moldovieni! Bravo! Grimă-Ncăuț e cel mai bun! Cea de-a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară a fost găzduită de Londra. Capitala Angliei a devenit primul oraș care realizează tripla olimpică. În 1908 și 1948, Londra a găzduit alte două ediții ale Jocurilor Olimpice din epoca modernă. Ceremonia de deschidere a avut loc pe stadionul olimpic din capitala Angliei, în prezența a 80.000 de spectatori și a zeci de șefi de stat și de guvern, dar și sub privirile reginei Elisabeta a II-a Marii Britaniei, a defilat și delegația Republicii Moldova, având în componență 20 de sportivi. Portdrapelul delegației noastre a fost cel mai tânăr olimpic, Dan Olaru, care avea atunci 15 ani. Debutul său olimpic a fost unul spectaculos, el numărându-se printre cei mai buni 9 arcași. Cu un efectiv de 20 de sportivi, echipa olimpică a Republicii Moldova a înregistrat rezultate onorabile la Londra. Printre primii 10 s-au clasat Ion Lukianov și Zalina Marghiev la atletism, Vasile Belous la box, Sergiu Toma la judo și Svetlana Saienko la lupte libere. Medaliile de bronz ale halterofililor Cristina Iovu și Anatolii Cârâcu au contribuit la ridicarea spiritului întregii națiuni. Sportiva în vârstă de 19 ani a concurat la categoria de 53 de kilograme, reușind să urce pe ultima treaptă a podiumului cu un total de 219 kilograme. Sportivul din Cahul, Anatolii Cârâcu, câștigă medalia de bronz la proba de haltere categoria 94 de kilograme, ridicând un total de 407 kilograme. Astfel, Republica Moldova își încheie evoluția la cea de-a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Londra, pe locul 75 în clasamentul pe medalii, câștigat detașat de echipa Statelor Unite ale Americii cu 46 de medalii de aur. Jocurile Olimpice reprezintă un spectacol fără precedent. Frumusețe și grandoare, luptă și forță, inspirație și emoții debordante. Acestea sunt elementele definitorii ale spectacolului olimpic, care transmite mesajul valorilor olimpice de excelență, prietenie și respect.
cuvintele lui Pierre de Coubertin rămân la fel de actuale și astăzi. Olimpismul este o școală a purității și nobleței morale, dar și a energiei și a rezistenței fizice.